Primăria Municipiului Ploiești și Garnizoana Ploiești organizează o serie de manifestări de ziua imnului național al României luni începând cu ora 9 pe esplanada Palatului Culturii. Activitățile vor debuta cu ceremonialul ce implică salutul drapelului de luptă și se vor desfășura în prezența oficialităților locale și comandamentului garnizoanei. De asemenea, se va oficia un serviciu religios, iar apoi autoritățile vor susține alocuțiuni. Cristina Trandafir, solist al Teatrului Național de Operație, operetă și musical Ion am va interpreta imnul național. Apoi va urma un program de cântece patriotice interpretate de fanfara Consiliului Județean Prahova.